Practice de cât ea? Și foarte simpatic cum... practic tot ce a făcut el e ce mă enervează pe mine foarte mult la HTML și CSS. Practic tot ce a făcut el mă enervează la culme în HTML și CSS. Like, să creeze elemente doar pentru că vrei să faci un triunghi? Da, sure. Pentru asta există HTML și before și after și... nu border, dar... It's ok. Și totul pornind de fapt dintr-o problemă de-a mea la un moment dat, când a apărut, dacă mai țineți minte, iPhone-ul Retina prima oară, o super șmecher, rezoluție super mișto, crispy, air, și mai trebuia să bagi încă o rezoluție. La un moment dat mai vin și un Samsung. Și, mă rog, m-am capicăsit în workflow și designerii mei toți erau întotdeauna plus peste cap. Și rezoluție mai mare. Și ce înseamnă de două ori mai mare? De două ori. Și aveam problema asta de mult timp și mă nervează și chestia cu CSS-ul, cu facem, nu știu cum și... Dacă știți aia, proprietatea nouă de CSS, Presume, ăla cu, urmează să vină o change în starea grafică și să știți. Mi-am mis super gen, nu-i programare, I didn't sign up for this shit. Și cam căutat o soluție care să fie cam pe gen. Dacă puteam să mă scap de Explorer, ar fi super, da? Vreau ceva ce să meargă pe toate device-urile, întotdeauna crispy, clear. Eu am cerințe de Explorer 9 în sus, unde lucru eu. Eu zic că e ok. Și mi-am permis să îmi bag o cerință de encodare de JZIP. O să revin mai târziu. E super simpatic. Și am ajuns la SVG la un moment dat. Dacă mă țineți minte, era pe vremuri VML și alte postii. SVG is my thing, I like it. This is why. Nu trebuie să explic de ce vector și versus raster e mai bun, nu? Ok. Faza cu compresie de JSON m-a provocat super, super mult. Testul ăla de 69 versus 23% l-am făcut pe un set mare de icoane. Cam pe acolo iasă. Deci varianta finală de SVG e mult mai mică decât varianta de PNG. Better accessibility. În sensul în care pot să bagi mai mult în SVG pentru oameni care, gen, nu văd. Imagini, să le descriu mai bine, right? Decât un titlu. Faza cu stilizarea de CSS mi-a plăcut foarte mult, dar sunt câteva caveats acolo și mă nervează. Și poate reușim și astăzi să rămân la urmă. Și putem să poate fi animat. Câteva browser requirements care ne fut. Mai are cineva Android 2.3? Da, eu am. Faza cu stilizarea, dacă... Era mișto dacă puteai un background image să-l stilizezi din continuare de CSS. Se lucră acum la linking de assets în V3 Group. Sunt curios ce o să iasă din chestia aia. Mă întrebează iar foarte mult că ai nevoie de elemente suplimentare. Știu că și în Bootstrap cu italicul băgat acolo pentru demonstrativ sau altul pentru icoană, da? Nu trei. Poftim? Nu trei. Da, nu mai trei. Da, acum să-și mecherici și ei. Ok. Și XML. Nu știu dacă mă place. Am avut experiențe plăcute și neplăcute cu el. That's what it is. Problema mea cu icon fonts. Și nu doar a mea, au fost, pe de-o parte, sunt puțin aiurea de creat. Nu mi se pare neapărat intuitiv. Sunt monocrome, mai puțin alea care sunt... Știți, alea e un set super șmecher care are două culori. Ăla, mai puțin alea. Da, mă rog, SVG ai câte culori vrei tu. Iară, n-am nevoie de proprietăți de CSS din astea tâmpite ca să
că pe Chrome, pe Windows arată diferit decât pe Chrome, pe Mac, că, like, screw you. Și ce mai? Așa, și sunt anumite proprietăți la SVG pe care efectiv nu le poți face decât dacă, dacă e inline, dar nu le prea interesează. Cred că să fie o prezentare destul de scurtă. Because it's a serious. Here I can't spot. Use a Windows. Era să zic care drop shadow, dar e la proiector. Ton, ton, ton. Dă-i un zoom. Like so? You like? It's nice? It's good? Perfect. Mă rog, sprite-ul ați mai făcut și voi. Era la un moment dat tehnica aia de... nu parțiale, pe care practic tot prin chestia asta de ID-uri puteai să le încarci. În esență, ce m-a interesat pe mine a fost că fix chestia asta ce-a făcut mai multe. Ah, mai puțin de ce să se facă. Nice. Bro, poți să faci trepenii de genul. Plec puțin mai repede cu unde este. CS3-ul de acolo are niște filtre aplicate. Mult mai șmecher decât ce ai în CSS. Dar se... Întreba cineva pe aici care e faza cu accelerare grafică și dacă și în SVG trebuie să... Tu întrebai. Dacă, și dacă în SVG trebuie să faci un transform pe axa de Z ca să ai parte de accelerare grafică, nu. By default, you do have this one, hence, nu se întâmplă nimic aici pe procesor. Da, mi s-a părut atâta că e fix aceeași treabă și CSS și CSS și SVG, că putea să fie sau ca să fie, depinde de implementarea. Sunt anumite chestii care au încercat Mihnea, care e undeva pe acolo. Să zic că anumite chestii sunt merg mai bine pe CSS decât merg pe SVG. Și da, sunt de acord. De exemplu, dacă lucri pe o sdraie de poligoane, în CSS, în HTML, mie mi se pot că ai o performanță mult mai proastă decât, decât ai în SVG. Din ochi, pe cea la ele sau? Genul pe unul mergea, pe alălalt aveam un frame rate cât de cât de ce. Da, vorbim de desktop. Nici n-am mai trecut pe, pe mobile să testez, că am zis gen... This is not the matter. Ai o suită imensă de filtre. Dacă știți puțin matematică... V-am învățat mișcă. Cu Color Matrix puteți să faceți o zdroaie de manipulări pe culoare. Dar ceva de la Adobe aici. Așa. Voi aveați un flash pe tremuri. O zdroaie de chestii. Similare. Mi se pare foarte amuzant că lumea începe să implementeze puțin din flash pe, pe, pe web. Da, chiar voi faceți. Mai puțin când Google spune că hai să scoatem CSS regions din browserul nostru, că afectează nu știu câte chestii. Animații. Ce-i ciudat la SVG, îi... sintaxa de animații. Mă rog, e tot... E în continuare XML. E, nici CSS nu-mi se pare ok cum l-am implementat. This is what we have.
poți practic aproape orice proprietate care există în SVG să o animezi într-un fel sau alt. Inclusiv 3D. Ai până și sincronizări cu audio și video, which I find awesome. Chestia asta mie îmi place foarte mult. O striga cineva mai înainte, hua, ai CSS acolo. Da, ai CSS în, poți să ai CSS în SVG. Ceea ce înseamnă că poți să faci chestii genul un hover și să faci totul roz din dreptate. Ai... Ah. Let's go easy. Din hover respectiv poți să dai culoare diferită pe fiecare platform parte sau trebuie da. Să dai toate doar pe... Nu, poți să faci cu ce vrei. Dacă te uiți, fiecare element de aici are un ID. Poți să faci și... Putem să facem NTHC fără să folosim ID? Ce e NTHC? Nu cred că are un pe gen sale mai noi. Adică regulile care se aplică pe elemente de HTML se aplică la fel și pe sesiune de platform? Yes. Super. Pe hitbox. Și o chestie care mi se pare mie și mai simpatică e că poți să incluzi și JavaScript în SVG. Și nu se întâmplă chestii de gen. Chestia asta mi se pare simpatică pentru că într-un fel sau altul poți să aplici web components pentru browsere care încă nu le suportă. Web components, anima? Da. Ce place mie la web components este că poți să ai, mă rog, nu este web components în sensul de a-ți definești un element de HTML nou, okay. Este mai degrabă că îți poți să-ți încapsulezi o bucată de cod, de sine stătătoare, fără să-ți influențezi contextul exterior sau fără să... Faza asta cu animațiile, ăsta e acum embeduit, ăsta e exact același CSS, aceeași icoană ca și aia din dreapta, dar dacă le linkezi, gen așa, nu ți le preia, la fel cum nu ți le preia dacă le ai ca și background image sau ca și sursă de imagine. Dacă vezi niște unelte pentru workflow vostru. And that's about it. Sunt prea multe chestii. Și ce fac cele? SVG 8, un optimizator de SVG-uri. Dacă știi, n-ai nevoie de toate funcțiile alea care îți bagă acolo Illustratorul sau... SVG mine cum ar fi, nu? Ceva de gen. Basic the same thing. SVG Sprite îți ia câte sprite-uri ai nevoie și îți face, mă rog, câte SVG-uri ai și îți face un sprite frumos și toate cele. Multicolor? Și multicolor și ce? Aia tot așa cum facem cu sprite-urile CSS pentru imaginator, putem să zicem să arate doar o bucată de sprite-ul de... Da. Și diferența la dacă folosești Compass, tot ce nu face SVG Sprite este că nu-ți poate face sprite-ul în sine la final să fie aranjate optim. Știi, doar diagonal, orizontal, vertical și nu. Texture. Da, de aici. De detalii, fix. Frate. Asta e o unealtă similară cu SVG Sprite. Folosește un alt soi de... SVG Sprite îți face practic un SVG cu mai multe SVG-uri în ele, care sunt conținute în ele și it's the safest method to do it, că nu te afectezi una între una cu alta. Grand SVG este o răcea că se fie puțin mai semantic și le include pe fiecare într-un simbol, de exemplu. E
Chris Coyer, îl recomandă pe ăsta. Îi și lucrează cu dezvoltatorii și ori de câte ori vrea el ceva, el implementează. So, yes, boss. Da, nu scriu chestii de genul, nu le scriu de mult. Sigur. Nu am reușit să-mi convinc designerii să pot să treacă pe Illustrator și vin cam tot ce îmi vine assets, îmi vin de acolo. Le trec întâi printr-un fix ăsta, printr-un SVG Optimizer. Cum ar fi Illustrator, unealtă de vector editor. Inkscape e varianta free, care pe Linux e ok, părerea mea. Pe Windows merge cât de cât ok. Pe Mac e cam bad. Pe Mac mai e Sketch, exact. Mai este vreo două. E Droplet. Sunt destul de multe care încă le știu. În practic, doar o versiune care te interesează pe tine, care e SVG 1.1, care e cea mai nouă. E SVG Tiny și există SVG Simple, parcă, care sunt create pentru pentru device-uri mobile. Dar 1.1 te interesează pe tine. În browser. Asta e un hack mi-a comandat pentru exemplu. De obicei îl folosesc fie în sensul ăsta. Nu faci snapping. Doar așa. Ai snap. Cu un tag care folosesc, asta ca să îl folosesc ca și sprite-ul. Adică poți să legi. Și în continuare să marchez, să poți să stilizez din CSS în fișierul preg. E cea mai importantă chestie, mi se pare. Dar făceam cu background image, zoom in, nu puteam în CSS să stilizez imaginea noastră. Atunci folosesc link-urile astea amărâte ca să n-am. Astea e embeduite. Le-am lăsat aici fix ca să arăt. Astea două icoane sunt fișiere identice. Ăla din SVG are filtre aplicate și o animație aplicată și pe linkat nu se randează deloc. Okay. E exact aceeași fișă. Dar ca să arăt. Da, în mod normal nu le-aș îmbezui. Like, why would you do that? Hai că gândește că trebuie să faci ceva... Am fost în SVG Sprite. De ce ai de opțiune asta când, să zicem, că tu ai un site care trebuie să mai aducă majoritatea browserului moderne, dar trebuie să faci un fallback pentru un anumit browser. Și trebuie. Și cu Sprite, cum faci tu fallback pentru o anumită iconiță? Cum vrei să le... Dacă vrei să le faci cu... Așa... You can just do something like this. And you have the fallback. Dacă le folosești cu background image, pur și simplu folosești un background odată cu SVG-ul și după aceea... Da, să zicem, fix pe Sprite-ul ăla, cum calculezi tu? Pentru... Presupun că îți generezi și sprite-urile să vedeți și sprite-urile de PNG. Ce este ceva? E celălalt chip de plugin care îmi se îngrafică în imagini. O să dai unde să-ți facă sprite-ul din imagini, pui și SVG-urile și imagini și generează. Graficul e un asta. Deci, dar cum îl face el, îți generează un CSS cu data-uri-uri de SVG și de PNG. Și fallback-uri de urele vor pentru fiecare icoană. Și ăla îți merge gen pe tot ce. Și ce se face. Pot folosi SVG în SVG la interacțiuni? Poți să folosești SVG linkat la în cadrul unui SVG. Să ai, da, insert. Gen, poți să faci un site întreg în SVG?
Teoretic, da. Teoretic, dacă ești de genul ăla, ai putea să ești de genul ăla. Bun. Da, da, da. Cât de mult SVG e destul? Ce înseamnă destul? Adică destul de mult. Adică prea mult. La modul de cât de mult SVG poți folosești astfel încât să fie ok cu site-ul, să-ți meargă. Deci ca performanță, da, performanță. Ce afectează? Da. Când modul care încerc să faci din ce în ce mai mult. Care să folosesc așa de mult cât să mă deranjez. Deci, când ai făcut un site întreg de SVG? Gen niciodată. Adică nu-l folosesc pe SVG-ul ca și funcțional. Da, exact. Aia cu ce am arătat cu interacțiunea, o spun simplu ca și o idee că poți să faci chestia asta, nu neapărat o îndrumare. Da, n-ai fost niciodată atât de mult să vedem. Eu nu am observat că dacă foloseam SVG-uri inline în chestii gen Express și, mă rog, s-ar putea să fie și de la Jade, că îl foloseam cu Jade, dura foarte mult compilarea, nu rulatul în sine. N-am Express-ul la țară, nu știu. Mă rog, e de back-end, da. Da, dar mai pui și câte o chestie de front-end acolo, când e nevoie. Nu știu ce să zic, e vorba de siguranță de parcelul de Jade care se încurcă cu toate astea de acolo. Da. Când lucri cu un limbaj în care spațiile au ceva însemnătate, shit happens, da. Arată-nești nou bucata de cod care face animația. Sunt foarte curios cum se animează CSS versus cum se animează de switching. Pom, pom, pom. Păi și eu ar trebui să înțeleg ce fac acolo. Da, e de straightforward. Stai, scuze-mă. Cei puțin, da, mă rog, asta o sigur înțeleg. E X, nu, e Z. Ba, e rotație, X și Y, durata, cât de des o fac, e foarte explicit, e XML, it's like, if you don't like XML, this is why you don't like it, if you like it, this is why you like it. Nu știu, o întrebare, dacă... Ah, ok. Dacă ai avut de făcut debugging la SVG-uri, adică să arate greșit după optimizare sau optimizarea îți curăță SVG-ul de erori sau de posibile erori de transmisie, nu știu, poate ți-a trimis SVG-ul prin net și corupt. Mi s-a întâmplat la un moment dat că îmi arăta pur și simplu diferit. Da. Dar pentru că aveam chestiuni gen... Întrebarea de bază e cât ai stat cel mai mult să-l debuguiești, să zicem. 15 minute. Dacă s-a terminat prezentarea, vorbești numai cu persoana. Dacă nu s-a terminat prezentarea, repeți întrebarea și ne spui și nouă despre ce vorbești, fiindcă astfel... El m-a întrebat. ...un sfert de oră să termin cu vorbit cu oamenii din față. Scuze. Înțelegi ce vreau să spun? Am înțeles. Ok, repede care a fost întrebarea și răspunde-ne și nu. Domnul m-a întrebat cât de mult a durat cel mai mult în viața mea să fac debugging pe o eroare de SVG după optimizare. Răspunsul e de 15 minute și de obicei erorile au fost de genul două atribute. A fost toată lumea atentă și toată lumea a fost așa, n-au vrut intruiți acolo. A, nu pot atribute. Dar de ce ai avut două atribute dacă l-au? Nu mai țin minte, sincer. La un moment dat, cred că am avut un atribut așa. Și când am deschis SVG-ul în Illustrator, l-a ignorat și eu m-am adăugat când am salvat. Adică l-am deschis, am văzut că e acolo, am pus pe altă floare și mi l-a băgat de două ori. Și la randare, în Chrome, a zis gen, băi, boss, what the... care? Nu este foarte răsăcată, așa, ultima... E foarte ciudat și e chestii de genul. Unde ești? Dacă e foarte permisiv în HTML, în SVG, it's like...
Exact, exact. Se schimbă. Ok, și cât de des a trebuit să debuguiești chestii? Jur, în mod normal se blochează mult mai greu rapid. M-a întrebat cât de des trebuie să debuguiești chestii? SVG-uri. SVG-uri? Da. Și răspunsul a fost destul de rar. Ok. A bine întrebat mai tare. Scuze. Mihnea, vii pentru lozul de carte? Da, hai să vedem. Hai să vedem. Mai am întrebat de carte. Ce să vorbim? Deci mi-e să vorbim. Care făcea sprite-uri. Yes. Ce overhead are dacă ai foarte multe sprite-uri folosești unul? Cum adică am fost întrebat ce overhead am dacă folosesc să vedeți sprite-uri cu foarte multe sprite-uri și de fapt folosesc să vedeți sprite-uri. CSS, dacă ai multe colecții pe care nu le folosești, poate ajunge destul de nașpa. Paranteza, am avut un fișier care se din un bag de 200 de mega. Chrome creștește când deschizi developer-ul. Câți mega? 200. Se recompila la același fișier, era un bag. 200. Păi de ce stăm de vorbă? Nu te liniști cu 200 de mega în browser, ce ai? N-am avut, cel mai mult am folosit 80 de sprite-uri, am avut un alt sprite-uri cu erori, cum a întrebarea colegului de mai înainte. N-am avut probleme cu tool-ul, ori o crăpat de la început din ground și m-a spus, post, n-am ce să fac, ori o mers lintit înainte și nu s-a întâmplat nimic. I'm sorry, n-am avut erori de genul. Ok. Ai folosit până acum animații SVG în producție, în site, live? Nu. Nu. De ce? După teorie ar trebui să beam cu ochi. E nou. Deci după teorie e nou plus hopuri de best. Eram vrut să fiu niște chestii comparative între animații, SVG și animații în CSS ca performanță. Da, la e nou în sus, evident. Acolo sunt două formate de animații pe care le poți face în SVG. Smilu, care e ăsta și varianta recomandată, care nu merge pe ei. Okay. Și un format mai vechi care nu mai uite. Și fix pe chestia asta nu l-am folosit în producție și nici n-am făcut peste. De obicei, cel mai mult ce am făcut, ce nu-i place lui Mihnea, este dacă chiar am nevoie de transformări și de ceva. Apropo, așa funcționează și D3JS-ul. Și toate restul librăriilor merge pe JavaScript și merge mult mai ok decât mi-am mers mie transformările. Păi nu ai făcut matematica, fără. Poți să ai făcut frumos? Edi, după părerea mea, dacă ar fi să-ți răspund la întrebarea asta, gândește-te că tu, la un moment dat, vrei să faci o hartă în care să faci un traseu. Un traseu care să pui pe o hartă, știi? Tu faci o cale frumos care să fie cale punctată, pe care o faci pe SVG. Tu, în momentul în care animezi calea aia să se umple efectiv drumul pe care l-ai parcurs pe hartă, dacă o faci cu SVG, să-ți tragi un glonț în cap și nu o termini. Dacă o faci cu SVG, o faci în 3 minute. Animezi pur și simplu calea, schimb din dotted în line și obții niște rezultate foarte frumoase. SVG-urile clar sunt 100% de folosit în momentul în care aveți, nu știu, nu neapărat o frază, o figură care să arate un obiect real. Da, eu întrebam pentru că aveam animație cu logo-ul HTML care se învățea. Și eram curios dacă animația respectivă chiar meritat ăsta. Dacă e mai simplu să faci așa sau în CSS3. Dacă ai blending, probabil în SVG. SVG-ul nu înlocuiește CSS. Da, SVG-ul este markup language și înlocuiește HTML. Face ce nu poate să facă HTML-ul și este stilat cu CSS în același fel. Fie nu aș fi de acord cu afirmația. E pur și simplu un format de imagine. Nu recomand să folosești ca înlocuitor pentru HTML. Nu e făcut pentru așa ceva. Nu vreau să zic că îl compari. Deci nu înlocuiește HTML-ul, îl compari. Cred că poate eventual să-mi compar cu... Ai elemente, asta face același lucru. Ok, are care decină cu un XML-ul, asta nu face ca HTML. Nu, deci nu recomand la fel nimănă. E foarte simpatic și foarte ușor de folosit, dar ca și performanță nu recomand nimănui.
pur și simplu te fute multe rău. Am avut o hartă de România de făcut, n-am avut foarte multe puncte, n-am avut foarte multe puff-uri, când am avut interacțiuni de făcut pe ea, dar e o altă librărie scrisă de același autor. E Snap SVG? Ceva de tot. Care e împreună cu domnul de acolo. Mă rog, ei o sponsorizează. Care funcționează la fel cum îi place lui Mihnea, foarte mult. Și nu aplică animațiile de SVG nici măcar atunci când poate, which is very nice, always. No offense. E ok, îți manipulează domnul de SVG. Poți să o folosești, liniștit. Am folosit pentru nevoile pe care le aveam eu, la momentul respectiv, am folosit JavaScript Vanilla și am fost la fel de bine. Pentru producție, ai de făcut de pus niște iconițe. Ce alegi? SVG sau SVG? Like always. Și ce faci în cazul browserelor mai vechi? În afară de ecran. Care și e fallback? Am murit. Da, să ne facem. Poți să ai fallback pe imagine, pe un PNG, de exemplu, sau... Ok. Poți să mai ai animații. Am plăcat și cu fond, poți să ai fallback. Întrebarea era de ce ai... Care e cea mai bună alternativă pentru tine personal, nu neapărat? Pentru mine personal se vede aici, e cea mai ok. Pentru mine personal eu folosesc iPhone Fonts momentan, când fix iPhone Moon, în care pot să salvez setările și astea. Sunt foarte ușor de adaptat. Pe nume ne-a dat foarte mult. Mi-am făcut un workflow de grant care practic ne sunt... Practic, tot ce trebuie să fac este să arunc o icoană în director și îmi scuipă cu tot... îmi scuipă CSS-ul. Am scuipă un map în Compass și de acolo îl folosesc exact cum folosesc și Compass. Asta îl folosesc și pentru imagine. Da, tot nu ai culori. Asta e sunt la... Păi atât de multe culori, da, ai culori. Nu, nu ai o iconiță cu mai multe culori. Hai să luăm așa. Eu am de aruncat un SVG într-un director. Am un pas de fapt. Cât faci bani? Iei ăla, îți încarci setările, te faci pe iComun, îl setezi, îl dai jos, și ai grant ăsta care îmi face exact ce face iComun. Stai că, cum ai tu grant ascul care face SVG, stai că la fel avem și noi grant ascul care creează de fondul din iconiță tot din SVG. Dacă ar fi să mă întreb pe mine, eu aș zice că e single color versus multicolor, exact. Care este o problemă incredibil de mare. Păi lasă-mă cu browser support, dacă tu ai cum nu o să lucrezi la o firmă care face ei 8, găsește-ți alt job, frate. Lasă-mă cu Google Analytics, e un browser mort. Nu se mai face oficial suport pentru el. Google.ro se vede prost pe E8. What the fuck? Ce linea? Alinea îl apărea, acum ce dai? Ce, eu 8-ul l-am apărat eu vreodată? Păi am pus la cap. Eu am început cu anii 6 și de asta am fost. Și eu am început cu anii 6. Cu 5.5 de acum 10 ani, când îmi trăgeam sutez la coaie ca să pun transparență pe imagine. Și trebuia să pun un detail scris-o degeaba, să scăpăm niciodată.